Bine v-am regăsit la Trăiește Sănătos, am revenit la Suma Clinic. Astăzi sunt din nou alături de doamna dr. Nico Ferrariu, medic specialist chirurgie estetică. Mă bucur să te revăd, Nico. Și eu, cu mare drag. Și îmi doresc să povestim, să ne înveți ce putem face astfel încât pielea noastră să arate bine, fermă, curată, întinerită, de ce nu? Și hai să spun, la femei, nu, așa știu toți, că citești vârsta femei uitându-te în zona aceasta, în zona gâtului, bărbie, gât, decolteu, mâini. Hai să vedem. Eu știu că lucrurile se pot schimba și că sunt tot felul de tratamente moderne, astfel încât putem să păcălim, să mai ștergem așa din urmele lăsate de gravitație și de trecerea anilor. Să mai treacă timpul fără semne. Da, cu mai puține semne. Timpul frumos. Opțiunile în momentul de față sunt foarte multe. Dacă vorbim, și bineînțeles, e foarte importantă zona gâtului și cumva în zona gâtului îți cam dai seama și privind mâinile, îți cam dai seama ce vârstă are doamna. Acum, dacă doamna vrea să-și arate vârsta cu mândrie, pentru că trecerea anilor lasă urme și în suflet și în memorie și de ce nu și pe piele, și am și paciente care spun, lasă să se vadă că a trecut viața peste mine, că n-a trecut degeaba. Dar dacă vrem să păcălim până la momentul în care ne decidem că intervenim chirurgical, acolo vorbim de un facelift, de neck lift, e cu totul altă. A, da, uite, n-am făcut această precizare. Vroiam tratamente din acestea moderne, pentru că știu că le ai, care să nu fie nici măcar minim invazive. Da. Adică nu vorbim de chirurgie și de ce poți face. Da. Pentru partea asta în care nu vrem să ne înțepăm, nu vrem să apelăm la chirurg pentru o operație, există în momentul de față tehnologia laser, care tehnologie ne ajută să obținem o fermitate a pielii. Tratamentul care mie îmi place pentru o piele fermă, netedă, care are mai mult colagen, mai multă elastină și cumva este mult mai frumoasă și mai tânără decât o piele care are doar tratamente injectabile, se numește Skin Tight, pentru că vine din America, tehnologia este americană și americanilor le place face? Să fie simpli. Strânge da. Pielea. Skin Așa tight. Spune și strânge denumia. Pielea. Da. Pentru că e foarte simplu, la ei totul e foarte simplu și cumva anglosaxonii și americanii descriu exact ce trebuie să facă acel tratament. Și pe de-o parte apare o senzație că pielea este mult mai fermă pentru că o strânge. Pe de altă parte duce la o secreție foarte crescută de colagen nou deci și de elastină. Stimulează și producția de colagen și elastină, da. Care știm că este naturală și organismul produce cu generozitate până pe la o anumită vârstă, 20-21 pic de ani, adică să zicem până spre 30 de ani, după care se până spre 30 scade. De ani, după care scade și iată că poți ajuta organismul să producă în continuare, să stimulăm această producție de colagen și elastină. Da, ei au venit probabil cu această idee pentru că o situație în care noi stimulăm colagenul și elastina este orice cicatrice, orice rană. Da? De câte ori ne-am tăiat, ne-am zgâriat și e mai profundă rana respectivă, pielea înțelege că are nevoie de colagen ca să susțină ca să și să facă o cicatrice și să facă după aceea fibroză și să se vindece zona respectivă. Și atunci inginerii de la Saiten au zis, păi dacă noi producem microleziuni în profunzime, fără să se taie pielea, nu înseamnă că o să crească colagen. Și fix asta se întâmplă. Da, au rămas surprinși că după 11 ani au făcut studiu timp de 11 ani pe un lot de pacienți. Și pe fotografie, pe UV, pe infraroșu și așa mai departe, la lumină naturală, la lumină albastră și pe biopsie, pielea acelor pacienți arăta mai tânără decât atunci când au început tratamentele. Deci era foarte ai oprit timpul și eficient. Ai dat și un pic în urmă, da. Și vorbim de 11 ani, adică nu vorbim de 2-3 ani. Și pe biopsie se observă o rețea foarte bine structurată, care e adevărat că este mult mai matematică decât rețeaua noastră naturală. Natural. Este practic așezată în pătrățele. Mai rezistentă, nu? Da.
E o rețea foarte bogată de colagen și de elastină. Sună foarte bine. Și poți îmbunătăți zona feței, a gâtului, a decolteului, pe mâini, în oriunde, orice zonă tratată, a corpului. Orice zonă tratată o să aibă o piele întinerită, fermă, mai luminoasă și mai tânără după un colaj de 4-5 tratamente. Cel mai ședințe, des de se fac mai multe ședințe, se fac mai multe 4-5, spațiate la ce intervale de timp? Spațiate undeva la între 3 săptămâni și 4 săptămâni distanță. Am văzut că există și varianta când sunt chemați pacienții mai des, dar cumva eu am nevoie de 4 săptămâni ca să colagenul organismul să lucreze. De ce am nevoie de 4 săptămâni? Aproape 4 săptămâni. Acolo unde împătrunde lumina laserului, se scindează legăturile, nodurile din lanțurile de colagen. Oriunde e tăiat, lanțul de colagen simte că trebuie să crească și atunci îmi crește colagen tânăr, nou. El are nevoie de 4 săptămâni ca să am un alt colagen pe care iar să-l scindez și iar să-l scindez. Și atunci e bine să spațiem aceste tratamente undeva între 3 și 4 săptămâni. Foarte interesant. Sunt dureroase. Am spus, nu injectăm cu nimic, nu înțepăm cu nimic, nu tăiem. Bănuiesc că vii cu și se aplică avem un imagine, gel. Le-am surprins în timpul tratamentului și noi arătăm în timp ce povestim, dar aplicăm gelul. Aplicăm un gel care să ne ajute să culisăm mai ușor sonda laserului pe piele și să-mi protejeze epiderma, care de multe ori e un pic mai rece. Sonda se răcește undeva la 25 de grade, deci e mai rece decât temperatura noastră, tot ca să-mi protejeze epiderma și în interior se trimite impulsul cu lumină albă de 800 de nanometri lungime de undă, care o să-mi scindeze legăturile de colagen. Și ce simte pacienta, pacientul? Sunt tratamente care merg și la bărbați, nu? N-am greșit că am zis și pacientul. Merg foarte bine. Că și merg bărbații bine. Vor să arate bineînțeles. Bine. Poate sunt cupluri care vin împreună la nu, nu? Nu, la noi în țară sunt foarte puține foarte cupluri puține care vin cupluri. Împreună. Domnii vin separați și se asigură să nu-i mai vadă nimeni. Și doamnele la și fel. Doamnele vin separați și se asigură că nu le vede nimeni. Da, e bine foarte că vin, rar. Nu mai contează, da. Foarte rar. Așa. Dar e un tratament ce care simți? Nu e deloc dureros. Ăsta nu este deloc simți dureros. Simți ceva fierbinte, simți vreun cald. Impuls? Simți impulsurile repetate, simți cald și la un moment dat poți să simți cum se contractă mușchiul platisma, de exemplu, care este pielos și are contracții ușoare, se strânge în timpul tratamentului. Păi și asta e de bine, că înseamnă că deja tratamentul lucrează și că pielea îți arată, vezi da. Rezultatul imediat după... La nivelul gâtului se vede imediat, da. Cumva de la și un tratament... Se... Da, apoi în timp, în următoarele săptămâni, în fiecare dimineață, observ că fața arată bine, decolteul arată bine, gâtul arată bine. Iar după 5 tratamente, deja vorbim de un lifting. Dispar semnele de sagging-ul, semnele astea de... Adică de... De îmbătrânire, de piele lăsate la nivelul mandibulei, la nivelul gâtului. Dispar ridurile fine și, de fapt, observăm o întinerire clară cu efecte foarte frumoase. Și după cele 5 ședințe, pe urmă, la ce interval de timp, că bănuiesc că trebuie să întreții, nu, tot acest rezultatul tratamentului obținut în 5 ședințe? E, studiul, de exemplu, pe care l-au făcut cei de la Cyton Laser, este un studiu care a repetat tratamente, cumva 3-4 tratamente primăvara, 3-4 tratamente toamna. Acum, eu nu o să spun că neapărat trebuie să vină pacientul să le facă și toamna și primăvara, dar cumva își dă seama că a trecut, când trece o perioadă și zice, dar parcă nu mai arătam. Da. Da. Păi da, și e păcat să nu-ți păstrezi rezultatul obținut, da. Că n-are cum să dureze așa la nesfârșit ani de zile. Da. Bun, asta legat de fermitatea pielii, pentru că spuneam că ne dorim uite, o piele mai fermă și spui că indiferent de zona corpului poți lucra cu acest skin tight. Nu doare, nu te înțeapă nimeni, nu te taie nimeni, ceea ce mi se pare extraordinar. Poți ieși imediat, nu? Te întorci la serviciu sau în viața socială, deci nu trebuie să ții cont de ceva anume după tratament, nu? Absolut deloc. Poți Ai face voie orice. Să te expui la soare? Eu prefer, nu. Nu. Imediat după tratament, în primele zile, prefer să nu ne expunem la soare, astfel încât să răsăm pielea, să se vindece frumos și să avem un rezultat. Și cumva, eu vreau să cresc
să cresc secreția de colagen, dar mă duc și stau la soare, îmi deshidratez pielea, n-am din ce să fac acel colagen. Deci trebuie să ajutăm organismul să lucreze în urma tratamentului primit. Da. Cam așa, ar trebui să fiu un pic atent dacă fac aceste tratamente, să port factori de protecție, să nu-mi expun zona la soare și dacă, sau dacă mă expun la soare, să mă expun în orele de dimineață până la prânz. Și nu uităm de factorul de protecție, așa cum ai spus. De protecție. Bun, și am zis că vrem și o piele curată, pentru că e vară. Ce facem cu epilatul acela permanent, progresiv, așa este corect, nu? Da, că e progresiv, înțeleg că nu există. Nu există. Să spui așa. Nu există, pentru că noi ne luptăm cu un organism viu, care are un control hormonal, hormon care o să zică, ia uite, nu mai am folicul, în zona aia, creștem un folicul nou. Da. Și cât timp noi vom fi în viață, din când în când, la o distanță considerabilă, o să mai apară niște folicuri. E adevărat că săracii sunt anemici, firele acelea sunt mult mai subțiri, mult mai decolorate, mult mai friabile, dar tot apar. Și atunci trebuie să vii tot așa cu un laser, nu? Și să rezolvi această problemă. Cum? Dacă vorbim de epilarea progresiv definitivă cu ajutorul laserului, atunci tratamentele se spațiază, sunt tratamente repetate, se aplică repetat. Cred că deja mulți dintre privitori știu că sunt tratamente care se fac la o anumită perioadă de timp. Există softuri care sunt mai performante și atunci ne ajută să avem mai puține ședințe de epilare, pentru că ele folosesc mai multe lungimi de undă și, de exemplu, dacă eu sunt mai blonduță și foliculul e mai deschis la culoare, atunci eu, dacă am o paletă mai largă de lungimi de undă, voi folosi exact acea lungime de undă care să îmi găsească foliculul mai blond și să îi producă o explozie, că de fapt asta se întâmplă, se produce o explozie a folicului de păr. Firul care rămâne va ieși odată cu epiderma în următoarele săptămâni, dar o să vedem că dacă avem răbdare să vedem cum iese la suprafață, după aceea el rămâne pe pantalon, pe lenjerie. Deci scăpăm de el, așa cum scăpăm ne dorim. Poți face acest tratament și pe piele bronzată, pentru că știu că în urmă cu niște ani nu puteai. Acum lucrurile s-au mai schimbat, că ai tenul închis la culoare sau că e pielea bronzată, poți face tratamentul și în timpul verii. Softul acum, din clinica noastră ne permite să epilăm și piele bronzată, e adevărat că nu recomand să vii direct de pe plajă la epilare și nici să pleci de la epilare la plajă. Cu o marjă de bun simț de 3-4 zile poți să te bronzezi fără probleme și atunci se schimbă lungimea de undă și folosim o lungime de undă care să-mi protejeze pielea bronzată. Mai ales că acest soft are inclusiv program pentru tip de piele 5, adică pentru pielea colorată, și se obțin rezultate bune și în cazul pielii colorate. Deci, iată, există variantă acum cu tratamentele moderne. Nico, îți mulțumesc pentru sfaturi. Cu drag. Și promit că revin să mai povestim. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați fost astăzi alături. Iată, am aflat ce putem face astfel încât pielea noastră să rămână sănătoasă, frumoasă, fermă, tânără, chiar dacă anii trec, să treacă frumos, zic, astfel încât să ne fie drag și atunci când ne privim în oglindă să ne simțim bine în pielea noastră. Rămâneți cu noi aici la Trăiește Sănătos, avem multe să vă povestim. Pe curând!